Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau să încep cu o nouă problemă care se află în lumea asta, de fapt, cu consumul de miere. Mulți știm doar un singur lucru, că achiziționăm un borcan de miere, cu miere, un borcan cu miere, și luăm o lingură și îl consumăm ca atare. Dar trebuie să înțelegem că mierea se poate consuma în foarte multe feluri. Eu am început să cercetez, soția mea fiind bucătar, am căutat sumedenie de rețete de a folosi mierea. Mierea în bucătărie, așa voi denumi acest nou proiect care se va întinde pe ani de zile, fiindcă dețin de nenumărate rețete adunate pe parcursul timpului și m-am gândit să le fac publice, fiindcă în mod normal toți avem nevoie de informație. Dacă căutați în Google, pe internet, în zilele noastre, o să ne dăm seama că nu găsim foarte mare lucru despre acest lucru, fiindcă nimeni nu vrea ca produsele să fie în contrasens. De exemplu, să folosim miere în locul la zahăr, ce s-ar întâmpla cu zahărul în defavoarea mierii? Ce s-ar întâmpla? Ar trebui să ieftinească, fiindcă nu s-ar mai vinde, dar acum și mierea, având un anumit preț, se folosește foarte puțin. Știu persoane care cumpără într-un an de zile un borcan de miere. Deci consumul este foarte mic. Când la o singură rețetă se poate folosi până la 200 de grame de miere, o rețetă pe care o consumați în ziua respectivă. Ce constă rețetele acestea? Începând de la mâncăruri până la bomboane, cocktailuri, băuturi alcoolice, orice vă gândiți dumneavoastră că ar fi în bucătărie și se poate consuma zilnic. Așa că am decis să dau drumul la acest proiect și așa voi face, începând de azi, cum am calculat și am recalculat. Mulți din dumneavoastră mă știți doar crescător de albine, îngrijitor de albine, sunt un hobbyist, am câteva colonii de albine, dar și nu sunt un vânzător de miere. Sunt mai mult un consumator. Dar sunt un consumator care încearcă să îngrijească și albinele cât mai bine. Bun, ce trebuie să știm? De-a lungul timpului, în anii trecuți, înainte de a apărea zahărul de trestie sau zahărul de sfeclă, singurul îndulcitor al omului era mierea. Bineînțeles, atunci resursele de miere erau foarte restrânse, nu erau apicultorii așa avansați ca în zilele noastre. Și rețetele au ca bază trecutul. Eu, cum am început și îngrijirea albinelor, bazându-mă pe trecut, am zis să încep și cu hrana folosită tot în trecut și având ingredient ca miere. Sunt rețete unde se va folosi și zahărul, dar în anumite circunstanțe, fiindcă nu se poate fără ea. Dar multe rețete nu vor conține zahăr. Și astfel vom putea consuma și miere, fiindcă am auzit multe persoane, mulți părinți care ziceau în felul următor. Da, am cumpărat un borcan de miere, i-am dat la fetiță sau la băiatul o linguriță de miere și acesta a refuzat mierea, așa că nu are rost să mai achiziționez miere, fiindcă copilul meu nu consumă. Acum, trecând doar de la această idee, am zis în felul următor. Bun, dacă nu consumă, nu consumă. Dar mierea se poate incorpora în aceste rețete, bomboane de miere, de exemplu, sau în clătite cu miere, sau în orice altceva, în orice fel de mâncare, în lapte, în
multe, multe rețete care au ca bază trecutul și se consuma ca atare. Puteți să vă închipuiți că mierea acum 100 de ani era ceva nobil. Nu orice om avea acces la un borcan cu miere. Așa că în zilele noastre putem achiziționa miere începând de la sute de grame, ceea ce pare, mergeți la piață și o să vedeți că se poate achiziționa de la câteva sute de grame până la câteva kilograme. Acum sursele sunt foarte variabile. Puteți achiziționa de la apicultor, puteți achiziționa din magazine, chiar nu are importanță. Totul este ca să înțelegeți că se poate incorpora în alimentația de zi cu zi, fără nicio problemă, fără a fi așa accentuată. Bun, cam atâta despre miere. Ceea ce vreau eu să mai zic este important păstrarea mierii, fiindcă achiziționăm mierea. În trecut nu se folosea plastic, nu exista plastic și era recomandat păstrarea mierii în borcanele de sticlă și ținute la umbră. Ce este important? Că mierea cristalizează după un anumit timp. Chiar și cea de salcâm va cristaliza după un an, doi de păstrare și ea va cristaliza ușor. Fiindcă oricât de curat ar fi mierea, tot mai conține ea acolo o altă plantă, o altă floare, că așa se întâmplă, așa e albină, ea aduce miere din mai multe zone. Deci după ce achiziționăm mierea, e bine să o păstrăm la loc întunec. Dacă cristalizează, vom încălzi mierea, dar nu direct, ci într-un vas cu apă fierbinte, o să băgăm mierea și o să o topim, dar numai cantitatea care avem nevoie, de exemplu, fiindcă mierea, după ce a cristalizat și noi o topim, o decristalizăm, așa se zice, ea va fermenta mult mai repede ca mierea care este ținută în formă cristalizată. De aceea se recomandă cei care consumă ca atare miere, e bună să fie consumată cristalizată, iar dacă nu, o să o decristalizeze și atunci o să poată consuma astfel. Cam atâta despre miere. Sper, iată, aceasta este un borcan de miere proaspăt. Asta este culoarea mierii în această zonă. Este foarte proaspăt. E o polifloră. Dar pentru mine personal este foarte bună. Această miere va sta la baza rețetelor care vor fi prezentate, știu eu, în următorii ani de zile, probabil. Fiindcă nu voi avea la dispoziție nici timpul pentru a vă prezenta zilnic rețetele. Nu, o să fie săptămânal, bisăptămânal, depinde cum am eu timp, fiindcă am și așa timpul destul de strâmtorat câteodată. Bun, până data viitoare, pe cei care sunteți interesați de rețete, vă aștept pe filmele respective, o să vă prezint rețetele respective, iar cei care sunt interesați de apicultură, de creșterea și îngrijirea albinelor, să urmărească toate filmele care le dispun, să aleagă ce considere că le folosește, să urmărească pe toți apicultorii care postează pe YouTube, să încerce să înțeleagă moduri de lucru și să aleagă ce li se pare lor că este mai bun, fiindcă iată, se întâmplă, mă urmărește pe mine, urmărește pe alți apicultori și el din 5-6 apicultori va putea să-și facă o idee proprie cum să îngrijească albine. Bun, până data viitoare, numai bine și vă aștept la rețetele care vor fi postate în zilele săptămânii următoare. Bine, numai bine și o zi bună, sănătate!